Și în vlogul de astăzi vom vedea focile și cum acestea sunt hrănite. Și am ieșit din casă. Abia acum s-a oprit puțin ploaia. Ne îndreptăm către locul în care vom vedea focile și vom încerca să le hrănim. Sunt undeva la 6-7 grade acum, m-am îmbrăcat potrivit, mi-am luat pelerina. Și aș vrea să vă arăt și drumul până acolo, aș vrea să tai cât mai puțin din acest vlog, să fie un vlog mai needitat. Și da, puteți face activități chiar și atunci când vremea este așa. Sunt nenumărate lucruri pe care le puteți face aici. Mulți dintre voi o să întrebați ce cauți tu vara acolo, ce poți să faci vara în Tromsø, că perioada ideală de a vizita orașul este iarna, când toată lumea vine să vadă aurora boreală, să plimbe cu husky, cu sănile, să cunoască cultura Sami și așa mai departe, să vadă balenele. Puteți și vara să faceți o parte din aceste activități. Să vede apa aici. Puteți și vara să faceți astfel de activități. De exemplu, acum sunt temperaturi de 6-7 grade și este posibil ca balenele să vină la mal, să mănânce herring. Acum să vedem dacă vom zări vreuna sau nu. Și pot să vă răspund și eu cu aceeași întrebare. Ce faceți vara la munte? Cam această întrebare se aplică și aici. Ce faci vara în Tromsø? Fix ce faci vara la munte. Drumeții, te plimbi prin oraș, ieși cu barca dacă ai noroc să se facă excursii. Sunt o grămadă de activități pe care le poți face și vara aici în Tromsø. Foarte frumos, foarte mulți turiști, temperatura e ideală, deci puteți veni și vara. Asta e drumul pe care o să îl urmez eu, o să trec și prin oraș. Poate o să mai tai puțin până la oraș pentru că să nu vă plictisesc. Vai, șiruia apa. Da, să sperăm că va ieși puțin soarele, avem o mică speranță, se văd câteva raze. Ce casă frumoasă. Bine, toate casele sunt frumoase aici, dar aceasta mi-a atras mie atenția de mai multe ori de cât am trecut pe aici. Are o curte foarte frumoasă și ea în sine este superbă. Cam așa arată drumul pe care eu îl parcurg de la cazare până în centru. Și nu-mi pare rău pentru că trec pe aici, prin zona aceasta neturistică și văd exact cum trăiesc oamenii în afara orașului și este foarte frumos. Imaginați-vă și iarna cum este când peste tot e plin de zăpadă. Poate o să avem ocazia să venim și iarna. Și noi cum ne plângem în România pentru orice, o să vă arăt acum un mic părculeț din această zonă să vedeți cum arată. Și să-mi spuneți dacă ar fi fost părculețul ăsta la noi în țară, cum ar fi reacționat comunitatea din zona aceasta. Uite așa arată parcul de aici. Un topogan și două băncuțe. Iarba tăiată de localnici, cred. Ce vă arăt eu acum este partea nevăzută a orașului Tromsø, pentru că toată lumea, dacă vine în acest oraș, o să vă arate partea turistică. Asta este fix partea neturistică, partea frecventată de localnici. Ce spuneți, dacă facem mai multe like-uri la videoclipul ăsta, vreți să filmez un vlog începând de la 12 noaptea, ca să vedeți cum este noaptea aici în Tromsø, aproape de cercul polar, pentru că, după cum știți, aici din luna septembrie, octombrie până în martie complet întuneric și din martie până în septembrie este complet lumină. Soarele de la miezul nopții se numește fenomenul vara. E incredibil. Iar asta este strada principală care ne va duce fix în centrul orașului. Eu mereu mă ghidam după această pancardă, după acest semn de circulație și știam că trebuie să urc să fac dreapta pe acolo. Mi-am luat punct de reper. Și acum în dreapta vom merge până în centrul orașului. Deja începe să se schimbe situația aici. Vedeți altfel de case. Infrastructura este altfel.
avem și pancardă în față cu centru. Perioada aglomerată a zilei, dacă pot să spun așa, este acum și cam atâtea mașini vedem prin oraș. Nu am văzut să se formeze cozi, nu am văzut să fie aglomerat, iar majoritatea mașinilor, peste 80%, sunt electrice. Acesta o să fie un vlog mai needitat. Pur și simplu vă arăt drumul până la locul unde o să vedem focile și acolo o să editez puțin și să vă arăt focile, să vă arăt cum se hrănesc și așa mai departe. Și începem să ne apropiem din ce în ce mai mult de centru aici. Undeva se zărește și turla bisericii, care se află fix în centru. Oamenii își desfășoară activitatea normal, este zi de lucru astăzi. S-a lăsat și ceața puțin. Foarte curat. Deși sunt destul de puține coșuri de gunoi, dar este curat. Da, așa arată Tromsø. În perioada de toamnă, să zic așa, e perioada tranziției în care se face, da, într-adevăr se face tranziția între noapte și zi. O călătorie aici cu autobuzul costă 4 euro. Și am ajuns. Aceasta este aleea principală, de aici începe centrul vechi al orașului Tromsø. Bun, mi-am dat seama că e destul de slab sunetul și mi-am montat la valieră. Acum am intrat pe strada principală. Și anume, acesta este centrul orașului Tromsø, care se lucrează, ați văzut și în vlogul precedent. Și ne îndreptăm către locul în care vom vedea focile și nu numai. Și destul de animat, ținând cont că a plouat foarte mult, abia ce s-a oprit ploaia. Astăzi toate magazinele sunt deschise pentru că este luni. Ieri am prins magazine foarte multe închise. Duminică se închid magazinele și supermarketurile, așa că dacă veniți, luați în considerare acest lucru și faceți-vă cumpărăturile de sâmbătă. Pentru că riscați ca duminică să fie închis, cum am pățit eu. Aici ajungem la unul dintre cele mai drăguțe restaurante din lume și cele mai mici. Și aici vând cei mai buni hot dogi din Tromsø. Și sunt niște hot dogi speciali și deosebiți pentru că sunt cu ren și vită, cu porc și vită sau vegani pentru cine dorește. Cei cu ren și cu vită 60, cu porc și vită 60, iar vegetarian 70. Aveți și câteva magazine, 7-Eleven, de unde puteți să vă faceți cumpărăturile, plus o nenumărate magazine de suveniruri. Aici este portul și podul care duce pe partea cealaltă către Catedrala Arctică. Nenumărate magazine, v-am spus, pentru turiști și troli, o grămadă de troli sunt și la vânzare. Urși polari foarte mulți. Din aceștia împăiați plus reni în acest magazin. Veți vedea reni și urși polari împăiați. Aici se lucrează în continuare. Se mișcă destul de repede. Cred că în câteva săptămâni va fi gata. Și acum trecem pe lângă o frizerie. Hai să vă arăt și prețurile de la frizerie. Cam așa sunt prețurile aici la frizerie. Puteți puneți pauză. Și uitați că au ajuns cu lucrările până aici. Și ca să înțelegeți, se face încălzirea acestei alei pur și simplu ca acasă, ca încălzirea în pardoseală. Eu am rămas uimit să văd lucrul ăsta, aceste țevi vor fi trecute așa pe toată lărgimea străzii. V-am arătat și în vlogul trecut. Iar aici această stradă ca poadă va fi încălzită și la iarnă, când o să fie zăpadă și va îngheța, se va topi imediat. Este incredibil la ce nivel au ajuns acești oameni să facă pur și simplu încălzire în șosea. Se pare incredibil. Bravo lor! Am văzut lucrul ăsta și pe aleile mici cu încălzirea în șosea.
Nu știu ce părere aveți, când vom ajunge și noi la nivelul ăsta să încălzim străzile. Sunt o grămadă de pescăruși aici și în oraș. Până și la cazare îi aud tot timpul, câteodată mai închid și geamul. Nu e deranjant, dar la un moment dat te saturi să auzi într-una. Am ajuns la catedrală. Este cea mai nordică catedrală de acest tip din lume. Gândiți-vă că orașul ăsta este mult mai nordic decât Laponia. Și iarna e superb. Ne aflăm acum în centru. Aici e buricul târgului unde v-am adus. Am făcut 15 minute până aici. Aproape în timp real cu vlogul, pentru că am avut doar câteva tăieturi mici. Să nu vă plictisesc. Continuare, foarte multe magazine tematice care găsiți reni și urși polari în interior. Ce tare! Și aici avem water bowl pentru animăluțe. La noi în România încă n-am văzut. S-au gândit oamenii ăștia la orice. Cele mai bune prețuri 7-Eleven și supermarketurile. Un alt magazin tematic, dacă vreți o să fac și un vlog cu prețuri, cât pot eu să filmez aici, să vedeți prețuri la suveniruri. În principiu ce am văzut ieri, 3 magneți costă cam 100 de lei convertiți în banii noștri. Și asta e o super ofertă. E frig, da? Uitați cum e îmbrăcată lumea. Nu este atât de caldă și suntem în toamnă. O să vă arăt acum cum arată un parc de aici din centrul orașului și în partea dreaptă avem un centru comercial. Noi am putea să-l numim mall. Oferte la 7-Eleven. Hot dog-ul este 40 de coroane. Aici este și un mic port și ne apropiem de apă, este fix în față. Iar acesta este parcurețul pe care îl frecventează turiștii, dar și în special localnicii care vin cu copiii aici în fiecare după amiază, seara. Localnicii vin aici cu copiii să se joace. Nu am mai văzut pe aici prin centru un alt loc, ăsta ar fi cam singurul. Începe din nou ploaia și aici avem un centru comercial ca un mall, înconjurat de foarte multe restaurante și cafenele în stilul acesta nordic frumos. Începe din nou să picure, sperăm că nu va începe foarte tare, se vede deja aici, pentru că am aparatura și să nu o stric. Deja îmi imaginez cum este iarna pe aici, ca în povești pur și simplu, ca în filme. Și nu uitați, vă rog, un like, un subscribe, un share. Ne ajută foarte mult orice interacțiune cu canalul. Și nu uitați să vedeți vlogurile pe care le-am postat deja și să activați și clopoțelul, pentru că o să fiți de fiecare dată notificați când o să postăm un nou vlog. Foarte important. Și cum partea turistică ați tot văzut-o în vlogurile precedente, prefer să merg pe străduțele acestea lăturalnice, unde vom descoperi viața locală. Aici trebuie să te pregătești fizic, pentru că e cu urcat și coborât destul de mult. Așa arată partea neturistică. Așa trăiesc oamenii aceștia, trăiesc foarte frumos și conectați cu natura, ceea ce și noi ar trebui să facem lucrul ăsta, să fim mai conectați cu natura. Deși Tromsø este foarte aproape de Cercul Polar și este un oraș printre cele mai nordice din lume, chiar cel mai nordic oraș cu peste 50.000 de locuitori, are un climat destul de blând. Vara sunt undeva la 22-23 de grade chiar, iar iarna am înțeles că temperatura nu scade mai puțin de minus 14 grade. Foarte interesant acest aspect, pentru că multă lume se gândește că iarna temperaturile sunt foarte scăzute. Cred că pe unele regiuni de la noi din România, pe la întorsura Buzăului, cred că
temperatura e mai scăzută decât aici. Aici oamenii în trafic sunt extrem de civilizați. Nu auziți claxoane, bine, și traficul e foarte lejer. Nu a existat situații în care să fiu aproape de trecerea de pieton sau chiar pe trecerea de pieton, iar oamenii ăștia să nu oprească. Foarte, foarte civilizați în trafic, nu-s deloc agresivi. Se circulă foarte ușor, nu vezi mașini care să circule cu viteză sau haotic sau agresiv sau să frâneze brusc. Eu vin din București și mi se pare ireal ce văd aici. Discrepanța este foarte, foarte mare. Și înainte să vă arăt focile, hai să vă arăt ceva frumos. O navă, un vapor vechi care a fost în expediții la Polul Nord. Așa arată clădirea unde o să vă duc imediat. O clădire cu un design futurist și aici se construiește un corp nou unde vor fi mutate focile. Bun, hai să vă arăt această corabie care a fost în nenumărate expediții la Polul Nord. Mulți probabil o știți care sunteți pasionați. În mod normal se vizitează contra cost, dar acum este închis. Nu putem vizita în perioada asta. Nu e deschis deloc, nu doar azi. Polstirna, cred că așa se pronunță. Este închisă cu această sticlă. Aici avem și barca de salvare. Și am ajuns în locul de care vă spuneam, și anume la Polaria, care se va extinde până în 2025, cu încă un corp nou. Aici vom intra și vom vedea focile de care v-am spus, plus multe lucruri foarte interesante, așa că haideți să descoperim Norvegia așa cum este ea. Iar așa arată intrarea aici, o să mergem să vedem aurora boreală, o să vedem focile, cum sunt hrănite și foarte multe specii de pești și mamifere. Aici se proiectează filme și abia ce am ajuns s-a terminat unul dintre ele. Iar acum uitați programul pentru hrănire, 12:30 va fi următoarea hrănire. O să stăm până la 3:30, nicio problemă aici. Și o să stau să vedem și următorul film, care va începe în câteva minute. Și în afară de asta, ați văzut mai devreme că am fost la cinematograf și am văzut foarte multe filmulețe drăguțe despre Norvegia și am văzut aurora boreală, cum se formează și cât de frumos arată aici în Tromsø. Era fix în oraș, se vedea superb. Super tare acest muzeu, am plătit 295 de coroane. Chiar aveți ce să faceți aici. Avem și tablete interactive. Super. Ce mai vedem de aici? Superb! Iar aici avem un snow crab. Mi
Mi se face poftă mie, sincer să fiu. Iar aici avem king crab. Cât sunt? 2? 3? 4. Am văzut 4 king crabi. Iar aici sunt reproduse sunetele focilor, peștilor din subacvatic. Sunt anumite căști acolo și le puteți auzi. Ca și aici putem auzi sunetul acestor păsări. Cam așa se aud. V-am exemplificat și vouă. Renul, ursul polar, n-avea cum să lipsească nici de aici. Intrăm puțin aici, vreți să ascultați puțin? Ia să luăm prima focă. Ați auzit? Cam așa e, activitate foarte frumoasă, merită din plin vizita aici și drumul, ați văzut. Vă introduce și mai bine în poveste dacă veniți și vizitați înainte acest muzeu, în primele zile cum ajungeți aici în Tromsø. Vă conectează mai mult și aici avem un corn. Vai, ce tare. Ce vedem aici este îngerul mării. Acesta înoată în apele înghețate ale mării. Și v-am zis că vă aduc la foci. Ia uitați-le cât sunt de frumoase, incredibil. Ia uite cât e de mare. E o experiență incredibilă dacă tot ajungeți aici să nu vedeți aceste foci, este păcat. Hello everyone and welcome to the Before we start the training session, I will have a short presentation. I will first give it in Norwegian and then I'll come back to you in English afterwards. Cea mai mare focă de aici are aproximativ 100 de kilograme sau chiar mai mult, iar cea mai mică focă are un an de zile și are 4 sau 5 kilograme. Ce drăguț! Învață să treacă peste. Ce tare! Și acum singură. Gata, am învățat. Wow, ce tare! Merită din plin să veniți să vizitați acest acvariu. Wow, ce viteză! Hai să vedem o nouă săritură. Vai, ce frumoase! Uitați-le pe cele care sunt acolo, pe mal. Ce se răsucesc, se învârt, stau cu burta în sus. Ce drăguț! Ați văzut un super spectacol, așa cum v-am promis, de hrănire al focilor. Aici mai avem pești și aici este pur și simplu un acvariu și putem să trecem pe sub ce ați văzut mai devreme.
Apa este puțin tulbure acum pentru că focile au mâncat mai devreme. Ai, cât e de frumoasă. Acum sunt și sătule. Hai să vedem ce mai surprindem, din ce direcție vin. Uite o pasta mică de 4-5 kg. Cât de tare! Astea sunt activitățile pe care le puteți face atunci când plouă aici în Tromsø. Și nu numai, când aveți mai multe zile la dispoziție, chiar aveți ce să faceți. Sunt foarte mulți pești, foarte multe exemplare. Atlantic cod, deci codul atlantic. Într-adevăr, spectaculos. Ah, ce mare e asta! E foca aceea de 100 și ceva de kilograme. Asta la fel e imensă. Asta e mai micuță. Ca și concluzie pentru ziua de astăzi, mă aflu aici într-un mic port. Deși ziua a început foarte prost și ploua foarte tare, am reușit să ajung până aici să vă arăt focile. Și a fost de-a dreptul impresionant, o experiență foarte frumoasă. Am plătit 295 de coroane, parcă. Și m-am bucurat foarte tare să ajung în aceste locuri, să trăiesc experiența asta. Astea fiind spuse, vă mulțumesc că ați rămas până la final. Și nu uitați că ne găsiți pe TikTok, pe YouTube, pe Instagram, Doi Hoinari. Și ne vedem cu alte vloguri. Mâine o să fie din nou o zi foarte interesantă, așa că nu uitați să dați like, să strângem cât mai multe like-uri la videoclipul ăsta și să facem alte videoclipuri, poate mai interesante. Eu vă mulțumesc și pe data viitoare! Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights.